Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! În acest an, Paștele i-a adus împreună în sărbătoare atât pe creștinii romano-catolici cât și pe cei ortodoxi. Suntem în a treia zi de Paște, după o perioadă încărcată spiritual. Discutăm acum despre semnificația acestei sărbători cu invitații noștri de astăzi, Părintele Mihai Mărgineanu, paroh la Biserica Toma Cosma din Iași, și Părintele Cornel Cadar, consilier la Episcopia Romano-Catolică din Iași. Bine ați venit! Bine v-am regăsit și Hristos a înviat! De fapt, salutul trebuia să fie Hristos a înviat! Părinte Cornel Cadar, de ce ne adresăm în această zi cu acest salut? Vă salut și eu, Hristos a înviat! Îmi place să cred că deja primesc dincolo de ecran, în multe case, răspunsul adevărat că a înviat. E salutul creștinilor în aceste zile, care exprimă credința noastră în înviere. Doi, dacă se întâlnesc pe cale, își spun Hristos a înviat și răspunsul este adevărat că a înviat, pentru că e, dacă vreți, cel mai mare adevăr din istoria creștinismului. Apostolul Paul spune într-una dintre scrisori, dacă Hristos nu a înviat, zadarnică este credința noastră, iar noi suntem socotiți ca niște mincinoși. Dar tocmai că El a înviat și asta exprimă salutul acesta. Părinte Mărgineanu, suntem în acest an împreună. Paștele a fost sărbătorit pe 20 aprilie, în aceeași zi, creștinii ortodoxi cu creștinii romano-catolici. Cum de această comuniune în acest an? Sigur, n-am să intru pe detaliile tehnice. Cert este că, în funcție de perioada de echinocțiu, de data echinocțiului și de raportarea la echinocțiu a datei Paștelor, odată la 4 ani se întâmplă uneori chiar mai des, se întâmplă să sărbăm în aceeași zi Sfânta Sărbătoare a Paștilor. E raportare la echinocțiu pentru că, conform prevederilor de la Sinodul I Ecumenic de la Nicea, s-a încetățenit această rânduială ca Sfintele Paști să fie serbate în prima zi de după luna plină și după echinocțiul de primăvară, în prima duminică, deci după luna plină și după echinocțiul de primăvară, astfel încât să ne raportăm la învierea Domnului ce s-a produs odinioară, dintr-o altă perspectivă decât cea calendaristică, pentru a nu ne suprapune cu Paștele evreiesc. E și motivul pentru care chiar atunci când ne suprapunem cu Paștele evreiesc, creștinii își amână cu o duminică serbarea Sfintelor Paști. Vedem că după aceste calcule calendaristice, Paștele pică de la an la an în mod diferit. Dar până la urmă sunt diferențe? Putem vorbi despre diferențe? E o diferență de calendar. Biserica Romano-Catolică și, în general, bisericile protestante folosesc calendarul gregorian. Bisericile ortodoxe folosesc calendarul iulian și de aici diferența, pentru că e în urmă, după cum știm, cu 13 zile calendarul iulian. Dar nu asta contează. Contează cel mai mult conținutul sărbătorii Paștelui. Și în momentul în care se serbează în mod diferit, la date diferite Paștele, nu face decât să ne amintească de două ori că Iisus a înviat și asta nu strică. Noi trebuie să ne amintim în fiecare zi că Iisus a înviat și să înviem împreună cu El. Și încă un aspect, cred, foarte important, faptul că chiar atunci când se serbează la date diferite Sfintele Paști, creștinii învață să se respecte reciproc unii pe ceilalți, să se înțeleagă, fiecare să înțeleagă pe celălalt că trăiește un moment de împlinire în viața, în manifestarea sa religioasă specifică cultului căruia aparține. Și să mai spunem că se fac pași importanți spre a sărba Paștele împreună, se discută la nivel înalt lucrurile acestea, iată, în Biserica Ortodoxă va urma un conciliu pan-ortodox, probabil vor avea una dintre teme și sărbătoarea aceasta a Paștelui. Biserica Catolică deja a propus să sărbătorim împreună în duminica a doua din aprilie. Rămâne ca răspunsul probabil va veni de la acest conciliu.
Uniunea aceasta a celor două confesiuni, romano-catolică și ortodoxă, ar putea avea efecte, în afară de faptul că Paștele s-ar putea sărbători în aceeași zi. Vedem că și oamenii sunt cumva mixti, avem familii în care soțul este de o confesiune, soția de altă confesiune. Ar putea avea totuși efecte în plan religios, vedem că nu sunt diferențe. Să sperăm că vor fi efecte de altă categorie. Cum se va putea produce ritualul, de exemplu, Paștele? Că vorbim acum despre sărbătoarea această sărbătoare sfântă, Părinte Mărgineanu. Sigur, Paștele ar putea să fie celebrat într-o comuniune și cu ceilalți ortodoxi și alături de catolici? E foarte greu de făcut o estimare în perspectivă asupra acestei posibilități de a serba creștinii cu toții împreună. Însă eu cred că este esențial ca atunci când o confesiune serbează Paștele, asta să se răsfrângă pozitiv în viața comunitară, în viața societății, pentru a nu transforma o anume sărbătoare în prilej de discordie sau desconsiderare reciprocă. Serbarea Paștilor în comun, cred, a constituit, vorbim la scara istoriei creștinismului, a constituit o temă principală, o temă importantă după Marea Schismă din 1054. Însă cred că e foarte important să ținem cont și de contextul cultural și de aspectele care țin de evoluția istorică a fiecărei biserici. E însă pentru creștinul de astăzi, sărbarea Sfintelor Paști trebuie să fie un bun prilej de a nu relativiza lucrurile, de a înțelege că vrem sau nu vrem, sărbătoarea Învierii Domnului nu se poate serba în cadrul strict personal și individual, decât doar ca o consecință a vieții sociale, a vieții comunitare, în sânul unei comunități creștine. Bisericile ortodoxe, precum a spus părintele, într-adevăr au adoptat această, să spunem, modalitate comună de a se raporta, de a se serba sărbătoarea Sfintelor Paști după ce am trecut la calendarul nou, calendarul adaptat, începând cu 1923, însă pentru a se păstra comuniunea cu toate bisericile ortodoxe, astfel încât în întreaga ortodoxie Sfintele Paști să fie serbate în aceeași zi, a trebuit să se facă acest compromis al raportării la calendarul iulian, și în felul acesta există, să spunem, o bucurie comună pascală. Ai mai cântărit în tot acest, să spunem, demers, a cântărit foarte mult și faptul că în cadrul manifestării de cult din Sâmbăta Paștilor, de la Biserica Sfântului Mormânt, se aprinde Sfânta Lumină, precum știu creștinii noștri mai cu seamă, care merg, au avut prilejul să ajungă în pelerinaj la Ierusalim. Lumina Sfântă se aprinde în noaptea de Sfintele, în Sâmbăta Sfintelor Paști, de la sine, fără intervenție umană, și acest lucru se produce într-o atmosferă de o solemnitate, dar și de un, să spunem, amestec de trăiri extraordinare. Și acest aspect și considerentele de a păstra o viziune unitară asupra manifestării de cult ne-au determinat să păstrăm această rânduială a datei Paștilor. Cred că esențial însă e modul cum înțelegem să respectăm, să ne respectăm reciproc modul și manifestările noastre de a ne pune în evidență simțirea și trăirea religioasă. Sigur, și se fac pași. Există un dialog. Iată, peste câteva săptămâni, Papa Francisc se va întâlni cu Patriarhul Bartolomeu, tocmai la Ierusalim, acolo unde spune Părintele că se aprinde lumina.
Și cu siguranță, dacă se va ajunge la, într-un viitor, nu știm când va fi, la un Paște comun, se va aprinde probabil lumina atunci, când va fi sărbătoarea Paștelui și tot bucurie va fi, se fac pași. Deocamdată rămânem pe lucrurile pe care le avem împreună. Pentru și anume, că comuniunea este că îl sărbătorim pe același Hristos care a murit pentru noi și a înviat. Același este sărbătorit și în Biserica Ortodoxă, și în Biserica Catolică, și în bisericile protestante. Și mai este tocmai un aspect, taina învierii Domnului este aceeași pentru ambele confesiuni. Și mai e un aspect, foarte important, sunt mult mai multe lucrurile care ne apropie pe unii de ceilalți decât lucrurile care ne diferențiază. Și asta constituie o bună premisă pentru dialogurile care se poartă în prezent și se vor purta în viitor, în calea apropierii și a cunoașterii, a unei mai bune cunoașteri reciproce. Pentru că am amintit despre această semnificație a luminii, Părinte Cornel Cadar, totul se învârte cumva în jurul luminii. Ce înseamnă lumina pe care am primit-o în noaptea învierii? De fapt, Paștele vine de la un cuvânt ebraic care înseamnă trecere. Și de fiecare dată când ne-am îndreptat pașii spre biserică în noaptea învierii și apoi în zilele următoare, nu am făcut decât să sărbătorim trecerea de la moarte la viață, de la întuneric la lumină. Ori lumina care s-a aprins în noaptea de Paște, asta semnifică că noi împreună cu Hristos am trecut din noaptea păcatului la lumina vieții. El a trecut din noaptea mormântului la lumina învierii. La fel suntem chemați și noi, nu? Și o semnificație deosebită e lumina aceea care s-a aprins de la lumânarea pascală și apoi de la fiecare. Întunericul s-a transformat în lumină prin micile noastre lumânări. Dacă viața ar fi o lumină, cum s-ar aprinde societatea asta? Ei, asta ne cheamă să reflectăm. Tocmai referitor la ce ne cheamă să reflectăm biserica în aceste zile, putem să spunem că în societate sunt două categorii de oameni. Acei oameni care văd mormântul gol și nu cred, pentru că este ceva gol, și acei oameni care văd mormântul gol, dar cred în înviere, că acolo a fost cineva și a înviat. Cum mai putem să îi întoarcem pe cei care văd mormântul gol și nu cred, Părinte Mărgineanu? Da, raportarea la mormântul gol. Mi se pare foarte interesantă ideea. Suntem acum în a treia zi de Paște. Adevărat, deja am trecut prin cele ce ne-a transmis biserica. E foarte important să observăm. Este o abordare profundă. Deocamdată, în toată manifestarea asta legată de Paști și în perioada pregătitoare, prin postul mare și în perioada aceasta a săptămânii luminate, ne raportăm într-adevăr la mormântul gol. Dar nu știm încă unde e mormântul gol. S-ar putea mormântul gol să fie în persoana fiecăruia dintre noi și să-l căutăm pe Hristos. Important, cred, că atunci când ne raportăm la cei care nu cred sau nu acceptă, nu știu dacă argumentele logice sau persuasiv puternic ar reuși să le schimbe opinia, pentru că sunt chestiuni de credință personală. Eu mai degrabă cred că acest mormânt gol îi devine mult mai grăitor atunci când îl încarc cu trăiri concrete, cu viață concretă, tot așa cum, iată, apostolii, deși încă n-au văzut pe Mântuitorul înviat, au crezut pe femeile care le-au adus vestea învierii. La început s-au îndoit, dar apoi, progresiv, încet, puțin câte puțin, au crezut. Evident, s-au încredințat de plin de înviere abia când degetul lui Toma s-a atins de coasta Domnului Hristos și prin asta a oferit și mărturia palpabilă a faptului că Mântuitorul Iisus Hristos a înviat. Dar vedeți, tocmai această atingere, și va fi duminica ce se apropie, e și hramul Bisericii Toma Cosma, la care invit pe creștini să participe, duminica aceasta a Tomei, duminica în care Toma se atinge, tocmai ne evidențiază faptul că această cunoaștere, prin atingere, prin rațiune, prin argumentație logică, nu este
cea mai profundă și nu este cea mai cuprinzătoare. Învierea Domnului Hristos ne cheamă spre un alt tip de cunoaștere, o cunoaștere prin detașare, prin eliberare de ceea ce suntem, prin eliberare de tot balastul acesta al încărcăturii materiale a vieții de fiecare zi. Părinte Cadar, aceeași perspectivă, cum să mai credem într-un mormânt gol în zilele noastre, făcând legătura cu tot ceea ce se întâmplă, viteza cu care se întâmplă lucrurile în zilele noastre și valorile care ca se transformă în zilele noastre. Nu? Și ca orice preot, am asistat mulți oameni când au trecut din lumea aceasta în lumea de dincolo, sau au mers la spital, la bolnavi. Foarte interesant. Niciunul nu mi-a spus că mormântul e gol. Când ajung în această stare, oamenii văd altfel lucrurile. Și toți mi-au zis, părinte, îmi pare rău de viața care am dus-o înainte. Cei care văd mormântul gol acum și nu-l văd pe Hristos, îl vor vedea într-o zi. Dar eu mă rog să nu-l vadă ca un judecător aspru care să îi întrebe ce au făcut cu viața lor. Nu știu, noi trebuie să reflectăm la încotro merge viața noastră, ce se întâmplă cu noi, ce-i cu viața asta, ce sens are și să ne dăm răspunsurile potrivite. Asta e cel mai important. Și cum putem să găsim sensurile corecte spre care să ne îndreptăm? Suntem, iată, în a treia zi de Paște, după poate o zi în care unii dintre noi am fost la biserică, am retrăit învierea pe care o sărbătorim an de an. Până la urmă suntem aproape prin aceste gesturi, ritualuri pământești? Dacă le-am însușit ritualurile acestea și le-am interiorizat, sigur că suntem aproape. Și noi putem să găsim sensul pentru viață privind la cei care merg la biserică, spre deosebire de noi care nu mergem, să spunem, nu? Și întrebându-ne, de ce oamenii ăștia, ce găsesc ei acolo de merg la biserică? Deschizând Scriptura, deschizând Evangheliile și citind ce s-a întâmplat cu Mântuitorul, care e învățătura lui și ce a făcut el și cum a înviat el din morți, uitându-ne în jurul nostru la semnele pe care Dumnezeu ne le trimite. Așa putem să găsim drumul drept. Aș adăuga la ceea ce a spus Părintele, la această pedagogie a necazurilor și a suferințelor umane, pentru că practic și suferințele ne apropie de Dumnezeu, sunt pedagog spre Hristos, ne învață să ne judecăm viața dintr-o altă perspectivă, dar aș adăuga la acestea și pedagogia sărbătorii. Am parcurs, iată, trei zile de sărbătoare, trei zile pascale. Toată lumea s-a întrebat cum sărbăm, unde ne distrăm, cu cine ne întâlnim și așa mai departe. Bucuria sărbătorii însă trebuie să aibă în centru trăirea liturgică. Nu poți să trăiești Sfintele Paști decât numai în dimensiunea lor liturgică, ce trebuie să înceapă de la apropierea de Hristos în spațiul liturgic. De aceea, iată, zilele Sfintelor Paști sunt un bun prilej de a ne educa și din perspectiva sărbătorii sau și din perspectiva bucuriei, pentru că și bucuriile Dumnezeu ni le trimite în viața aceasta tot pedagogic. Învățăm să ne bucurăm din tot ceea ce trăim, astfel încât bucuria noastră să ne fie ziditoare. Și spațiul liturgic și slujirea religioasă din bisericile creștine e un bun prilej pentru a ne edifica sufletește și a înțelege mai bine ceea ce se petrece. Cum spuneam, mai mult decât cuvântul și mai mult decât argumentul, poate cântări exemplul personal, precum spunea Sfântul Apostol Iacov în Epistola Sobornicească, arată-mi credința ta din faptele tale, din modul concret de a te manifesta. Sau, cum spune Sfântul Apostol Pavel, să ne purtăm, și asta e o bună invitație pentru cei ce sărbăm astăzi Sfintele Paști, să ne purtăm ca ziua, ca la lumina zilei. Lumina nu-i doar o formalitate, așa cum spunea și Părintele, ci e un mod care ne cheamă să trăim ca la vedere, ca într-o sinceritate deplină cu noi, cu Dumnezeu și cu semenii noștri. Părinte Cornel Cadar, ca o concluzie, cum ar trebui să trăim cât mai bine creștinește aceste zile? După această a treia zi de Paște, urmează săptămâna luminată și apoi cele 40 de zile până la înălțare. Cum ar trebui să le trăim creștinește? Poate timpul postului încă nu ne-a trezit.
Cântăm în aceste zile, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Și noi suntem chemați, cred eu, și Paștele acesta ne cheamă într-un mod deosebit să călcăm cu moartea pe moarte, să călcăm pe moartea păcatului și să trăim o viață de biruință, așa cum ne-a învățat Hristos, biruind moartea. Părinte Mărgineanu, un gând pentru această săptămână? Da. Învierea Domnului Hristos capătă o adevărată strălucire atunci când adăugăm și noi participarea noastră. Participarea noastră nu doar ca spectatori, vedeți, avem tendința de a căuta spectacolul în manifestarea creștină. E un mod care ne transformă, ne înstrăinează, ne îndepărtează de la subiect. Învierea Domnului e o taină al cărei protagonist sunt și eu, și tu, și fiecare dintre noi. Nu trăim învierea Domnului ca pe un spectacol, ci ca pe un mod concret de a ne angaja noi înșine în a ne învia pe noi și a învia pe ceilalți din faptele cele moarte, cum spune una dintre rugăciuni. Am avut parte până la urmă de un dialog ecumenic. Părinte Cornel Cadar și părintele Mihai Mărgineanu, vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră. Vă mulțumesc și noi, Hristos a înviat, sărbători fericite. Adevărat a înviat, răspundem și noi creștinilor noștri. Dezbaterea zilei a ajuns la final. Sunt Daniela Fronea, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!